Liderul social-democrat dă lecții despre cum se pot recupera procentele electorale după o rețetă pe care a încercat-o chiar partidul din care face parte, în perioada în care s-a aflat la guvernare. Să facem un efort și să ne imaginăm pentru o clipă că actualul partid de guvernământ și-ar fi pierdut cam jumătate din popularitate. Ce-i de făcut? Cum recuperezi într-un mediu ostil jumătatea pierdută a electoratului? În primul rând îți poți propune să fii generos. Poți aloca 50 de euro pentru fiecare vot. Bani în mână în ziua votului. Sau atenții pe perioada campaniei când pot curge râuri de ulei și de zahăr. Se pot face excursii, se pot organiza momente culturale cu lăutari vestiți și atâtea altele. Vorbim despre un deficit de cam 1,4 milioane de voturi, deci o sumă de 70 de milioane de euro. E imposibil pentru un partid gospodar să pună deoparte suma asta? Răspunsul l-a oferit tot fostul premier care susține că secretul constă în a fi creativ și organizat, așa cum a fost PSD în perioada sa de glorie, când au fost inventate pomenile electorale ridicate la rang de politici publice.